După cum se știe, Curtea de Apel Alba Iulia a emis săptămâna trecută pe numele lui Traian Berbeceanu un mandat de arestare preventivă pe 29 de zile. Acesta a fost acuzat de procurorii de ICOT Alba că a sprijinit o grupare infracțională. Mulți dintre cei care îl consideră nevinovat i-au transmis gânduri de încurajare pe pagina de Facebook ce poartă sloganul Respect Traian Berbeceanu. Comisarul șef Traian Berbeceanu a dat naștere unui val de susținere pe internet, polițistul fiind apreciat de mulți pentru calitatea și profesionalismul său. Foarte mulți oameni vorbesc așadar de Berbeceanu ca de un polițist onest, dur, care a aplicat legea în mod corespunzător. Iată cum sună câteva dintre aceste mesaje. Felicitări pentru curajul de a spune oarecum cine suntem. Sunt mulți oameni care îl respectă și îl susțin pe domnul Berbeceanu și nu doar din Deva, Alba sau Sibiu. Te respect, omule curajos, Dumnezeu să facă dreptate sau să mai fie câțiva asemănători acestui om, doar așa vom putea dezice planurile diabolice. Pun însă interesant faptul cum și de la cine au aflat procurorii din Alba despre sesizările lui Traian. Au fost și ei avertizați de mai sus, tot de vreun corupt, cum că Traian intenționează să-i dezgroape și are probe împotriva lor. În concluzie, totul vine de sus. Rușine. Domnilor procurori de ICOT, cercetați dosarele de corupție și evaziune fiscală a politicienilor, cercetați dosarele de subminare a economiei naționale a celor care au dus România în colaps economic. Începeți cu finalizarea cercetării în dosarul Moloz și continuați până la vârful piramidei politice, dacă aveți sânge în voi. Ce ziceți? De unde atâta curaj și probabilitate profesională? E mai ușor să cercetați un polițist. Deși pagina de Facebook Respect Traian Berbeceanu a fost creată doar de câteva zile, ea a reușit să strângă până în prezent 14.181 de like-uri.